Virtutea cea mai ușor de împlinit este virtutea omeniei. De aceea și în pateric întâlneam câteodată această întrebare spusă de câte un sfânt cuvios. Călugăr, te-ai făcut om, când te faci? A doua virtute pe care omul o dorește sau ar vrea fiecare din noi, cel puțin, să o trăiască și să o simtă, este virtutea iubirii, adică virtutea colaborării, a acelei simbioze de la om la om, în care noi dăm mai multe interpretări. Câteodată îi spunem prietenie, câteodată îi spunem tovărășie, câteodată îi spunem prieteni de familie, câteodată îi spunem amici. Și folosim multe, multe feluri de termene prin care vrem să arătăm că legătura dintre noi este o legătură specială. Apostolul Pavel, luminat, înțelept, crescut la școala rabinului Gamaliel, spunea așa: că atunci când ai dragoste, celelalte vin de la sine. Adică dragostea te face și să ierți, și să treci cu vederea, dragostea te face să înțelegi greșeala celui de lângă tine sau să o tolerezi în măsura în care permite toleranță, dar în același timp dragostea nu depășește măsura bunului simț. Deci, în creștinism, eroarea numărul 1 pe care oamenii uită să o perceapă este aceasta. Măsura. Deci, în momentul în care depășim măsura, nu mai suntem în virtutea dragostei, ci uneori întâlnim acel termen, dragostea care te sufocă. Posesivitatea. Deci, ea se transformă în viața de familie în gelozie, între prieteni se transformă în invidie, între cei tari la cerbice în dușmănie sau zavistie sau pismă sau chiar răutate și orgoliu. Și uneori dragostea se poate transforma și în ură. Și un proverb popular spune așa: prieteniile cele tari aduc vrăjmășiile cele mari. Și măsura că noi oamenii pe pământ nu avem un etalon al dragostei, ci mergem cu tăvălungul, o întâlnim în următorul lucru. Nu stăm să analizăm categoria socială. Dragostea nu are nivele. Fie că ești copil, a lor e o dragoste inocentă, pentru că ei chiar sunt curați și finuți. Ei acuși să supără, acuși să iartă. Fie că suntem tineri, fie că suntem majori, fie că suntem familiști, sărați sau bogați, deștepți sau mai puțin pregătiți, sentimentul este același. Sentimentele frumoase nu au un etalon unde au voie să intre și unde nu. Și sclavul simte la fel ca stăpânul său sentimentul. De aceea undeva Apostolul Pavel chiar spunea în epistolele sale așa: când lucrezi, nu lucra de ochii stăpânului, ci lucrează cu dragoste, slugă fiind, ca și cum te-ar vedea Dumnezeu. Deci aceea înseamnă o dragoste și un respect adevărat chiar și de stăpânul tău. Iar respectul stăpânului față de sluga sa, deci de subalternul său, este tot motivat de Apostolul Pavel, care vine și spune să nu oprești plata slugii. Deci ăsta este respectul tău față de inferiorul tău. Faptul că nu îi disprețuiești munca sau nu îi necinstești sâmbria. Întorcându-ne în Evanghelia de azi, că aici de fapt am vrut ușor să ajungem, întâlnim ce? Un împărat care avea la rândul lui slugi pe categorii de ierarhizare. În momentul în care el face un anumit audit
legat de datornici, îl găsește pe acest om care îi datora 10.000 de talanți sau 100.000 de talanți. Ei, acești 10.000 de talanți era datoria lui față de stăpân, dar care depășit termenul, nu ca acum cu sechestrare, executare și executare silită, ci era chemat și dacă n-avea cu ce plăti, putea să-l vândă chiar pe el, chiar familia lui, chiar copiii lui. Așa era formula medievală sau feudală sau sclavagist la vremea de atunci. Eram, dacă vreți să spunem așa, în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când a dat această pildă, în plin Imperiu Roman. Legislația era una categorică. Dar nu asta este important. Acela cade în genunchi la stăpânul său și îi spune așa: rogu-te, înțelege-mă, scutește-mă, iartă-mă, pricepe-mă, percepe-mă că aș fi vrut cu toată plăcerea să-ți dau datoria, dar nu am de unde să o înapoiez și te rog să mă mai aștepți. Și aici se petrece un lucru interesant. Înmuiat stăpânul, înduioșat, pentru că noi uneori când este vorba de viața noastră, știm să ne căutăm niște drepturi sau, haideți să folosesc și un termen, poate uneori știm să ne lingușim și să convingem. A fost iertat de toată datoria. Cel puțin nici nu i s-a mai amintit. Îți voi mai da o dată scadentă. Te-am iertat de ea definitiv. Dar lucrurile nu se întâmplă la fel și cu cel iertat. În clipa în care pleacă spre casa lui, cu cine se întâlnește? Cu un alt mic datornic, o altă sluguță, mai mică în grad decât el. Hai să spunem cum s-ar fi întâlnit arendașul cu puiul de administrator. Și îi spune, zice, știi că îmi datorez 500 de dinari acolo, sau cât era suma, ceva simbolic. Când mi-o dai? Și a spus, crede-mă, nu am, nu pot. N-am de unde să-i scot. Îl amenință până la vinderea femeii și a copiilor și îl aruncă în temniță pentru plata datoriei. Lucru care, bineînțeles, prin metoda timpului și a vremii, ajunge din nou la urechea împăratului, prin curierii împăratului, care aud această nedreptate, dacă vreți, sau mai mult decât nedreptate, această îndrăzneală și mârșăvie, este chemat din nou și aici apare de acum tabloul pe care noi îl suportăm greu, dar el este real și apoi o să intrăm să vorbim pe seama lui numai din Scriptură. Bine slugă nemernecă și vicleană, bine slugă ticăloasă, eu ți-am purtat ție datoria și ți-am iertat-o și tu n-ai putut să ierți semenului tău, atunci să te ia chinuitorii, să te bage în temniță și să te chinuie până vei plăti cel din urmă bani. Mă voi întoarce în Sfânta Scriptură și vom folosi termenul de talanți. Este acea Evanghelie despre care se spune că fiecare a primit unul un talent, unul doi, unul trei, unul patru și așa mai departe. Despre acești talanți spune ultima slugă, cea mai neputincioasă și mai ticăloasă. Știam că ești un stăpân aspru. Știam că aduni de unde n-ai risipit. Știam că seceri de unde n-ai semănat. De aceea nici n-am vrut să greșesc. Ți-am ascuns talentul în pământ, ia-l, ia-l, fă ce vrei cu el. Și aici Dumnezeu s-a supărat și a spus așa: puteai să-l dai la schimbători și venind eu să-mi iau dobânda, nu să-l ții ascuns. Iată un mod de pedeapsă a ticăloșeniei față de Dumnezeu. Cum trebuie interpretat aceasta față de datornicul de astăzi? Simplu. Suntem înzestrați cu rațiune, suntem înzestrați cu intelect,
cu putere de cunoaștere, dar ne eschivăm și spunem, nu vreau să știu că nu vreau să mă osândesc. Este foarte des folosită această frază în popor. De ce nu mergi la biserică? Păi nu vreau să știu legea și să o calc. Mai bine nu știu și n-am păcat. Nu-i chiar așa. Deci în momentul în care Dumnezeu știe că tu ești viclean și știi legea și o calci, pedeapsa îți va fi și mai mare. Adică tu o calci făcând-o pe neștiutor. Și acum să ne raportăm la ceea ce vreau eu să vă spun. Ce înseamnă un datornic și ce înseamnă al doilea.